denunț. Pentru că în momentul de față se înmulțesc aceia care denunță. Atenție, chinezul nu este denunțător. Chinezul, din informațiile pe care le avem, a fost audiat la DNA, a fost citat la DNA, fără ca el să vină ca denunțător, da? E, în speța asta pe care o avem de astăzi, este un nou denunțător și vreau să vă arăt, pentru că avem în exclusivitate nu doar interviul, ci și câteva documente. Putem să arătăm prima pagină a denunțului. Acolo vedem faptele pentru care s-a făcut acest denunț. În materialul pe care vi l-am prezentat la începutul emisiunii, acolo ați văzut, doamnelor și domnilor, ce a spus avocatul denunțătorului. Deci, subsemnatul este, desigur, am ascuns aceste elemente pentru că nu este relevant să le expune pe acest om. Vine și spune așa, formulez prezenta plângere penală împotriva, directă, împotriva numiților. Marius Sarafu, cu domiciliul involuntar, identificat cu cartea de identitate, cu tare, cu tare. Florian Coldea, Bogdan Mărunțiș, Ovidiu Toma, George Manea, Sebastian Birligea, Coscodaru Iulian, Ionuț Cram, coleg Ionuț, pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, șantaj, amenințare, spălare de bani, fals, uz de fals, abuz de încredere, luare de mită, furt calificat în formă agravantă prin constituirea de grup infracțional săvârșite în perioada cutare cutare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, este înregistrat, după cum puteți vedea, în partea de sus a ecranului. Doamnelor și domnilor, ce spune acest om? Vă prezentăm în această seară în premieră națională. În premieră națională veți vedea acest interviu cu omul care astăzi a